Astăzi are loc un eveniment important și anume fosta școală greacă, școala generală numărul 2, care este a comunității grecești elpiști, Elene. În urma unui contract semnat între Fundația Marif Turcia și Fundația Elpis, această școală va fi renovată și redată circuitului educațional. Vom avea grădiniță și învățământ primar începând cu septembrie anul viitor. Urmează studii de fezabilitate, rezistență și să o aducem la un nivel de siguranță maxim, modern, cu toate dotările necesare învățământului de astăzi. Cam cât de mare va fi investiția? Ce... Nu putem să anticipăm până nu vedem caietul de sarcini. Dar va fi. Va fi pentru că școala, din păcate, e într-o stare degradantă, trebuie decopertați pereții, acoperiș, refăcut spațiu verde. Din păcate, clădirea unde a fost casa profesorilor nu mai este. Această școală va fi renovată începând de luna viitoare, vă fac toate studiile și țin să reamintesc și, mă rog, acum 160 de ani, Sultanul Abdulaziz a donat și a oferit facilități comunității grecești, și anume școală, biserică și spital. Spitalul a fost cândva chiar lângă școală. Și acum, după aproape 160 de ani, reinvestesc turcii împreună cu comunitatea grecească, cărora le mulțumim pentru această posibilitate de a deschide o școală chiar în Tomis. Și deci o colaborare va fi... greco-turcă mai exact. Rar în lume, dar nu, la Constanța... Deci este vorba despre educație. Și în Constanța, și oraș portuar, altă mentalitate, lucrurile merg din ce în ce mai bine și am colaborat foarte bine, inclusiv înțelegerea dintre noi și comunitatea mea, Elena, a fost foarte civilizat și, mă rog, fiecare a lăsat de la el și până la urmă și un proiect foarte frumos. Va avea grădiniță și învățământ primar, va fi curriculum românesc cu predare intensiv în limba engleză. Vor fi studiate și limbile greacă sau sigur, turcă? Sigur, la curriculum la dispoziția școlii, știți că există în programă, vom avea limbă greacă, cultură, civilizație greacă, cu profesori care vor fi recomandați de către comunitate. Comunitatea Elena, prin reprezentanții lor, vor avea anumite facilități pentru copii, un număr de copii în fiecare an. Mi se pare termenul foarte optimist în condițiile în care în România știm cum decur lucrurile, ca din toamnă să se deschidă aceste școli. Nu, din 2002, de anul viitor. Anul din septembrie. Nu, din anul viitor. Anul viitor. Dacă școala va fi gata mult mai repede, va fi un centru educațional, after school, adică vor fi activități, nu o să stăm cu ea renovată și... Goală. Am crezut că anul școlar. Nu, pentru că noi vom fi autorizați de către Ministerul Educației Naționale, unde e o procedură care durează, trebuie dosarul, luați profesor, conducerea școlii. Sunt lucruri la care și ce știu. Profesorie vor avea? Păi, fiind învățământ primar, vor fi 5 clase, clasa pregătitoare, celelalte 4 clase de învățământ primar. Și grădiniță, 4-5 grupe de grădiniță, grupa mare obligatorie, pentru că deja face parte din învățământ obligatoriu. Din sistemul constanțean sau vor fi aduși? Cine vine la școală vor fi bine primiți, dar în special din Constanța. Evident, nu putem să facem, cum să spun... O școală privată va fi, da? O școală privată, sigur că da. O școală privată, unde Fundația Marif este o fundație a guvernului turc, a fost înființată în anul 2017. Finanțarea, o mare parte din finanțare vine prin... Ministerul Educației din Turcia. Bugetul este aprobat în Parlamentul Turc. A durat 2-3 săptămâni până am prezentat proiectul Fundației Marif. A fost acceptat, s-a semnat acest contract și demarăm lucrurile cât mai repede cu putință. Sunt investițiile acestea private un model de succes? Sunt un model de succes, mai ales în educație. Putem să facem un pic să deviem, să mergem spre învățământul dual profesional, unde eu sunt specialist, unde fără investiție privată nu poți să dezvolți învățământul. La fel și aici. Iar noi, Fundația Marif, are această menire, ăsta este scopul pentru care a fost creat, să contribuie la dezvoltarea învățământului educațional peste tot în lume. Pe toate continentele avem școli. Numele complet, vă rugăm, și funcția. Stelian Victor Fedorca, sunt directorul Școlii Internaționale Marif București și coordonator dezvoltare instituțională Fundația Marif. Mulțumim!